Ia așa de atât, n-ai nu mă rog. Înjurați în șoaptă. Poate, deși o controlați cu mâna stângă puțin mai jos ca să vă vedem, e perfect așa, domnul doctor. De ce nu folosiți mașina de tuns? Nu folosim mașina de tuns, că ele fiind rele, poate să facă leziune. Și se lezează, da, și leziunea interpretată ca și... interpretare... Înainte de a tunde, trebuie să controlăm latura gâtului dacă nu prezintă noduri. Prezintă noduri și iară nu s-a lovit între timp. Cu o soră de ei. Cu... Da. Se verifică crotaliile. Ce număr este? 314. Da. 40. Da. 2. Da. 44, 90. 92. Da. Conștă, femeie, câți ani are? Da, vezi chiar acolo, nu știu dacă e încărcată. Nu e mică. Oricum, e... Nu e că e slab. Și am dat de două ori mai mult când am la costă. Cum voi măsura pliul pielii cu ajutorul putimetrului? Care are grosimea 6,4. O secundă să facem un zoom pe el. Se poate puțin spre în jos. Tot așa ca și celălalt. Da, mulțumim. Cam care se face inocularea strict intravenii? 0,1 ml. A sărit un pic? Da. Da, da. Deși aveam un doctor cu manualitate. Uitați. S-a văzut nodulul. Deci avem și situația în care nu întotdeauna ajunge. Nu reușești din cauza. Secretul este, bănuiesc, acul, nu? Care este foarte mic și care trebuie să intre acum cu aparatul ăsta. Nu știu dacă putem să vedem. Să vizualizăm acul. Care este un ac foarte subțire și care are ca și lungime doar 2 mm și care trebuie să intre exact în profunzimea pielei. Mulțumim, domnul doctor. Acum mergem pe partea cealaltă. Mergem o rundă.